noiembrie, scuzat, 2011, am primat din Comune Mărginești următoarea ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Mărginești de Turbacov din data de 30 octombrie 2019. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind explicarea bugetului de venituri și cheltuieli la Comune Mărginești de Turbacov pe anul 2019. Inițiator domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din Turbacov, membre ADIS. Inițiator domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea pedepsei gratuite a dreptului de uz și servituri în favoare sursei de rugat grighe sa, asupra terenului scăpat de 8,5 metri pătrați, în vederea executării lucrării, extinderea rețea electrică, sediu 10 Alia în Ros TRL, în localitatea Mărgești, comuna Mărgești de Subacău, inițiator domnul primar. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mărginești de Subacău, inițiator domnul primar. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 36 din 30 iulie 2019, privind avizarea de principiu a documentației PUS, construire locuință pe PUS 1 și împrejmuire teren și construire duplex pe PUS M și împrejmuire, sat Baras, comuna Mărgineș de Spacău, beneficiarul Zincă Mihai și Munteanu Municipală Fărgarea, inițiator domnul primar. Punctul 7 diverse. De asemenea, cu acordul dumneavoastră, am vrea să implementăm ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor ajutorului premiului pentru 50 de ani de căsătorie. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 50 din 31 august 2018 s-a stabilit că data limită de depunere a cererilor este de 30 noiembrie, însă în discuțiile cu colegele de la contabilitate au spus că luna de decembrie va fi foarte greu de scos banii și de dat oamenilor, că sunt ultimele plăți la sfârșit de an. Și dacă fac cu dumneavoastră să aprobăm acum, să putem să-i dăm la începutul decembrie. Da. Bun. Supunem aprobare suplimentării ordine de zi. Da. Deci toată lumea de acord. Dar asta pentru anul sau? Nu, păi să fie. Este chiar de anul ăsta. Să fie prima jumătate a lunii decembrie acordat. Da. Dar acum s-a mutat suplimentarea ordinii. Da, da. Și acum să aprobăm ordinea de zi. Sunteți de acord cu ordinea de zi stabilită și propusă? Cineva împotrivă? Deci, unanimitate. Păi, dați citire atunci primului proiect. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Mărginești de Subacău din 30 octombrie 2019. Au fost transmise pe mail, pe care au dat adresele de mail. Cu o singură precizare, am vorbit cu doamna Dan Firescu. Să completeze și mențiuni nivelii. Deci sunteți de acord cu procesul verbal. Cineva potrivă? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind explicarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mărginești de Subacău pentru anul 2019. Așa cum vă spuneam și mai înainte, la sfârșitul anului, în capitolele bugetare, unde avem excedent de bani, le mutăm la alte capitole unde avem deficit. Drept pentru care, în cazul aceluiași capitol de cheltuieli, din cont 840271 cheltuieli de capital, se transferă în cont 840220 ca cheltuieli materiale, suma de 165.000 de lei. Putem afla pentru... Sigur. Spune-te, putem repăta. Da. Să vă explice exact contul. Da. Adică, în sensul, să vedem către ce merg banii. Era bine referatul să fie în anumit. Suntem condiționați acum de soma, trebuie să facem vreo 20 de platforme și pentru cuverii pentru recipiență. Dar câte sunt din platformele mele? Totuși, ne-am întâlnit asta la mâncare cu domnul Vici, cu echipa. Cred că o parte din ele, dacă se reduc ca suprafață, el e betonul foarte boloc, crăpat se spune chiar la jumătate. Jumătate se elimină și jumătate se rămâne. Da. Cu condiția să încape 4 pentru viitor. Nu poți să faci pentru două. Cu are două. Mare, 90 pentru 40. Deci trebuie să fie 4 metri, clar, o lângă o latură, nu? Da. Și pe un metru. Și plus un metru în față. Doamna contabilă, vă rugăm să ne spuneți ceva. Unde merg banii? De ce la cont merg?
Pentru doar capitolurile sunt diferite. La materiale, cheltuie păi, materiale. 84, contul de 84. Dar mai detaliat nu tehnic ca să înțelegem. Nu, pentru că nu e nimic să detaliez. Pentru... Merge în același capitol de cheltuieli. De la cheltuieli de investiții. Da. Dar de cheltuieli de investițiile. Da. Adică... Ce presupune de investițiile care le-am avut, deci au mai rămas niște bani și am să ai materiale care le înseamnă că ține drumuri și tot ce mai avem. Păi asta voi am de ce. Deci pentru drumuri cheltuiel la drumuri, îi ține drumuri. Nici pot prea pot să vorbesc. Deci cheltuielile de capital sunt cheltuielile de investiții la drumuri. La drumuri. Ce întreține la drumuri? Tot. Păi nu, cheltuielile de capital sunt investiții, cheltuielile materiale sunt reparații. Hai, întreține și reparații. Și toți merg la drumuri? Da, da, chiar același capitol. E același capitol, drumuri, de cheltuiel. S-au luat de la investiții, mai s-au dus la reparații. Vor merge acum luna decembrie, miliard jumate sau cât? Da, pentru că la cheltuiel materiale pentru zăpezire, pentru sare, pentru nisip, pentru... Astea sunt cheltuiele materiale. Pentru zăpezire, în primul rând. Nu știu, dacă... Sau, de sip, da, de sip, sare... Îmi pare rău că v-am deranjat, dacă sunteți cu o problemă. Nu pot să scriu, da, acum... Nu, mulțumesc, mulțumesc, dar uite, colegii sunt convins că o parte dintre ei nu ne-am... Nu, dar nu se vezi, dar tu trebuie să aveți câțiva ani și... Mulțumesc! Am pretenția să știți. Mulțumesc! Mulțumesc, că ați zis asta. Nu citat, am zis că totuși... Păi, dar când ați venit aici, ne-a luat ca și cum... De ce întrebați? Nu am zis să... Vă mulțumesc! Nu am... Da, îți sunt și vă rog să mergeți la demnire să vorbim. Mulțumesc. Auziți, domnul Petrescu. V-am rugat să mergeți. Da, și vă rog să vă lăsiți sala acum. Da. Mergeți în birou dumneavoastră, v-am invitat, mi-am dat detalii, mulțumim. Stați în birou. În primul rând, mă dați dumneavoastră afară. Pentru că eu sunt președinte și eu vă pot da afară. Da, 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 pentru că așa e regulamentul. Dumneavoastră plecați. Vă rog că vă să vă lăsiți sala, și nu te rog președința. Nu cred că vă permite dumneavoastră. Ieșiți din sală, dar vă rog să vă lăsiți sala. Da. Păi dar ce comentariile astea? Intră dumneai, ce întrebați? Ce vă permite să întrebați unde merg banii? Nu știu, colegi, dacă dumneavoastră sunteți de acord cu atitudinea pe care o are doamna Neamță. Chiar dacă deci, sunteți de acord cu cum procedează, să le sfideze. O să le iei scris și doamne... Și scris am să cer, dar putea să le spună. Doamna, așa stau lucrurile. Dați-i crezare că pus la stomatul... Doamne, dar nimeni, am rugat-o să meargă dacă într-adevăr a fost la spital și să nu te face. Mulțumesc mult! Acum lăbunirea deci, asta e nicio... Mă cer scuze, mai trebuia să o întrebi eu înainte, n-am... Deci de la, s-au luat de la investiții la drumuri. Investiții înseamnă asfaltări, înseamnă balastări, înseamnă... Și s-au dus la cheltuieli materiale care înseamnă întreținere drumuri. Da, doamne, dacă mi se spune la același lucru, da, doamne. Dar n-am știut nicio de asta. Mulțumesc mult! Data viitoare o să fie detaliată. Supun la vot proiectul de hotărâre. Sunteți de acord? Cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Mulțumesc. Atunci dați citire la proiectul. Proiect de hotărâre fiind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Deci, punctul 1. Se aprobă regulamentul Serviciului de Salubritate al Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. 2. Se aprobă indicatorii de performanță cu penalități pentru activitatea de colectare și transport, respectiv operare, instalații, deșeuri municipale în județul Bacău, reprezintă anexa 1 la regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Se aprobă cuantumul contravențiilor și sancțiunilor pentru activitatea de colectare și transport, respectiv operare, instalații, deșeuri municipale în județul Bacău. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor membrilor asociației. Știți că suntem membrii ai ADIS-ului. Nici nouă nu ne convine să de unii singuri nu putem să susținem un astfel de serviciu, pentru că nu e vorba doar de activitatea propriu-zisă, ci de tot ceea ce înseamnă autorizări și avize luate de la mediu, de la... Și depozitare. Da. Asta, nu, ADIS-ul se ocupă doar de colectare și transport. Depozitare, e un contract încheiat cu Ecosudul, tot ADIS-ul încheie. ADIS-ul ne facturează nouă activitatea de, deci colectare și transportăm la Soma și depozitarea la Ecosud. Tot prin ADIS, ei se ocupă de tot ce înseamnă plăți. Dar ei se ocupă de colectare și transport, în mod
Vă ziceam înainte de ședință, doamna secretar, regulamentul ăsta e foarte stufos. 44 de file. Cineva care să-l înțeleagă, noi suntem în zona 1, după cum am văzut acolo, nu? Da, suntem, păi, noi am mai rămas în Egipt, va fost cele 22 de comune limitrofe. Celelalte... Da. Celelalte comune sunt operatorul de colectare și transport este Romprest, după cum știți, bine, și acolo e scandal ca și la noi. Mă pare un stufos tare și nu știu dacă cine să putem înțelege. Undeva am găsit pe la articolul 14 la ce înseamnă categorii de deșeuri. Biodeșeuri, menajere, se colectează separat, alături de celelalte care... Știți că am primit acum câțiva ani, 5-6 ani, acele compostoare da. Care s-au dat da, alea negre. Alea teoretic sunt pentru deșeuri biodegradabile. Frunze, crengi... Păi nu, 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 dar să vedeți ce înseamnă aici. Da. Am zis de altă bară, un articol. Care nu articolul 14 a spus? Deșeuri, articolul 14. Deșeuri reziduale, deșeuri reciclabile, hârtie, carton, plastic, metal, sticlă, inclusiv deșeuri și ambalaje municipale, ce? Biodeșeuri, menajere, virgulă, similare, virgulă, din piețe, din cutare, cutare. Deci se colectează și cele biodegradate. Da. Da. Se colectează până la, capilar, la litera IF, deșeuri rezultate din construcții și demolări de locuințe. Da, pe astea se... Oricum, înainte nu erau. Da, pe nu erau. Nu. Erau doar deșeuri municipale, așa se chemau, toate. Și la colectare selectivă era plastic, hârtie, carton și sticlă, parcă. Atât. Iar astea cu deșeurile rezultate din construcții și demolări, astea fac obiectul separat al contractelor individuale între oameni și... societate. Deci, în concluzie, dacă eu lăs un sac de frunze la poartă, ei sunt obligați să melea sau nu? Da, după ce aprobăm acest regulament, da. Sunt obligați, dar sunt obligați separat față de deșeurile menajere. Separat înseamnă și ziua respectivă. Nu, cred că la alte zile, nu. Ar fi un program, probabil, cu mașini diferite, care... Dar știm cu toți că nu vor fi mașini diferite. Și nici nu vor fi colectări separate. Siguranță nu vor fi colectări separate. Nu, dar vedeți că sunt foarte multe care vor fi colectate separat. Ia citiți articolul ăsta, mi se pare destul de interesant. Dar aveați acolo? Da. Ia vedeți. Următoarele categorii de deșeuri municipale vor fi colectate separat de colectorul unităților administrativ teritoriale și transportate la stațiile sau instalațiile de tratare stabilite din unitatea administrativ teritorială în strategia locală privind la dezvoltare și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare. A. Deșeuri reziduale. Astea sunt deșeurile menajere. B. Deșeuri reciclabile. Hârtie și carton, plastic și metal și sticlă. Inclusiv deșeuri de ambalaje municipale. Știți că în ședința trecută am aprobat încheierea unui act adițional cu Soma, prin care să le punem la dispoziție 20 de platforme, unde ei să le doteze cu recipiente pentru această colectare selectivă. Deci punctul B. Deja din decembrie, astăzi, aș fi cu referatul sau să aduce 20 de puncte unde se vor fi aduce. Ei, după ce aprobăm asta, Soma, au venit și cu un program de colectare separat? Deocamdată Soma, da, a venit pentru, doar nu, pentru punctul lăsăm alea, reciclabile. Lăsăm alea reciclabile, da? Ca să lămurim așa... Regulamentul ăsta se va aplica nomului operator de colectare care și transport licitare, care eu, marța viitoare, am doi saci de frunzi. Nu-i pune. Da. Îi pun sau nu-i pun? Nu. Începând de când poți să-i pun? Din momentul în care se va desemna operatorul de colectare și transport. Nu, ăsta poate să fie piste 1, poate să fie piste 2. Ei au scos acum iar la licitație, pentru că a fost contestată vechea procedură. Au scos iar la licitație, au modificat din regulament, din statut, din tot ce trebuie, în documentația de atribuire și așteptăm și noi. V-am spus, pentru Bacău și 22 de comune. Eu am întrebat ca să fim lămuriți, de asta am da. Nu, deci în acest moment doar acest regulament se va aplica noului operator de colectare și transport. Și ar trebui nou operator să vină cu mașini diferite și cu colectări separate. Categoric. Iar, păi da, pentru că de asta au și inițiat acest regulament, ca să nu se mai lovească de probleme cum sunt cele cu Romprestul. Pentru că la Romprest n-a fost, n-au fost activitățile și sunt probleme.
Așa. Caietul de sarcini, caietul de sarcini și caietul de sarcini. Caietul de sarcini, de prevedere. Și soma are caiet de sarcini și nu-l respectă pe toate. Atunci... Păi, ce spun? Trebuie să avem și utilajele necesare, să se facă programul. Și trebuie să dispună de toate utilajele. Ar trebui cuprinsă, cred că și mai mult. Vineam astăzi cu ideea, noi discutăm la lucrare. Mai discutam noi în ședință aici. Haideți să cântăm noi ca beneficiari ai serviciului, cine o fi operatorul, să cântărim separat în gunoiul nostru menajer. Este la Vasion cântărul. Dom'le, la Vasion, la bere acolo, la Guțu. Găsim. Guțu nu te lasă să folosești. Dom'le, nu se știe, dar un contract, mașina care pleacă de Mărginer este cântărită aici, va cântări și la celulă. Normal, iau mașini performante. Nu avem dar nu. Dar de ce să avem dubii la facturare la asta? Deci va costa foarte puțin o cântărire intermediară. Corect. Cine poate pe noi să o cuprindem chiar cu care de sarcini sau la contract, când va fi atunci? Dar contractele sunt tip aprobate de aziz, cred că cu siguranță nu ne lasă să... Comparație cu cine poate încărca transportatorul. Asta da? Da. E o idee bună, dar mie mi-e greu să cred că vreun operator economic te va lăsa să intre cu 20 de mașini de gunoi pe zi la el în curte să le cântărești. Care 20? La noi, dacă are fiecare zi, să zicem, 3 zile care corectează, 5 mașini. 6. Oricare dintre noi nu cred că ar lăsa să intre numai să cântărească. Dom'le, dar baza unui contract, dom'le. Și atunci nu mai ai dubii cât mi se factorează la celulă. Cu sutele de tone sau ce. La cel puțin experimental, măcar o lună. Are dreptate. Facem sondaj. Da, sondaj, altfel nu se poate. Da, și licopare. Nu știu, trebuie de gândit când ajungem la caietul de sarcini și la ceva, suplimentăm cu o prevedere ceva. Sau delegatul nostru care e acolo. Domnul Bari. Da. Alte discuții pe proiectul ăsta de hotărâre? Totuși, măcar cred că se vede undeva. E foarte bun și mergem. Facem de câteva luni pe an și după aia ne putem... Deci sunteți de acord toți? Cineva împotrivă? Domnul Vasile, cât de asta ține? Nu mă tărăță, asta e bună. Nu mă vede la... Stânga. La microfon. La zi de președinție. Doamna secretară, dă-mă înainte. Proiectul hotărâre privind acordarea creditului gratuit al dreptului de uz și serviciu de în favoarea SCD-ului gazului de SAS, partenerului instalat de 1,5 metri pătrați, în vederea executării lucrării, extinderea rețelei electrice, sediu SCD-ului ROC SRL, în localitatea Mărgeni, Comuna Mărgeni, Bacău. Există emisiune certificat de urbanism pe data de 25 octombrie 2019 pentru această extindere. Pentru un stâlp. Păi, ca extindere, deci lungimea totală a extinderei 180 metri liniar, suprafața necesară construcție 8,5 metri pătrați, din care 4 stâlpi, scuzați-mă, o stâlp, 4 stâlpi necesar montării, așa, 4 metri pătrați necesar montării a 2 stâlpi de beton tip SA4 și 2 stâlpi de beton tip SA10, probabil sunt... și 4 metri pătrați necesar montării subterane a camerelor de alimentare. Ca unde e locația asta? Strada... Livezilor? Da, zona aia unde sunt. Da, strada lui Livezilor. Dar nu, că acolo nu... Acolo sunt mai multe extinde făcute pe cheltuia la oamenilor. Acolo că nu se poate. Știți că a mers până la un moment dat, până unde a mers asfaltul, până la jumătate, acolo a mers presia electrică. După aia... Discuții la acest proiect? Bine că nu ne... Supune la vot? De acord? Cineva împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și asta de funcție aparatul de specialitate al primarului comun emergent județul Bacău. Este acord domnul primar. Cabinul și cu modificările? Ba da. Da. În statul de în organigrama actuală, doamnele de la contabilitate au solicitat înființarea unui post contractual pentru taxe și impozite să îi se poată da atribuții unia dintre funcționarii care sunt în momentul de față să lucreze pe taxe și impozite, pentru că e deficit la declarațiile
societăților, persoanelor fizice și cineva să poată să-i ajute să aducem la zi și aceste, și aceste declarații pe partea de taxe și impozite. Pe partea de asistență socială am avut un caz destul de deosebit, așa să zicem, un asistent personal pentru un copil. Și am fost nevoit să mai înființăm un post de asistent personal, pentru că cam 80% din asistenții noștri personali sunt mămici cu copii. Da, deci ca principiu, dacă acum câțiva ani am dat undeva la 60 de asistenți personali, am încercat în timp să limităm numărul. Sunt 40 ceva. Sunt 30 de asistenți personali acum. Da. Sunt mai multe indemnizați, pentru că oamenilor nu. Însă am mers întotdeauna pe principiu că de un bătrân poate să aibă grijă, chiar dacă ia indemnizație, oricare din copii sau o altă persoană, însă de copilul mic, bolnav, doar mama sau tată, în unele cazuri, dar nu prea în cazul, cred că mamele. Și în general mamele sunt internate cu copii. Dar am mamele un caz cu un copil care cu o problemă destul de gravă. Da, aici sunt anchete sociale, de o să fie consulare. Au de la comisia persoanelor cu handicap, au grad 1 consoțitor. Au fost la București, au fost două remunerate la cap, are mai ani copil. Din cetățuiele? Nu, nimic, asta nu e la aia parcul aici. Moise. Da. Moise. Domnul privat, dacă la problema cu asistentul... Moise, băiatul cu mobila? Da, da. Are băiețelul mic. Da. Și nu poate să meargă, fost, nu știu, se pune problema. Da. Nu puteți să meargă copilul. Dar da. Sunt din ce în ce mai multe. Dincolo la compartimentul taxe și impozite, de a mai angaja în... Nu se angajează. Nu se angajează. Este funcționarii care sunt. Este nașata lui Dorel, care este pe... Da. Iar nu vrea să oricum, dar nu putem să-i dăm atribuții de impozite. Deci trebuie să fie deci acolo ca și... Deci ea lucrează săraca fată și face și treaba pentru care a fost angajată, numai că legal nu putem să-i dăm atribuții de impozite și taxe, pentru că nu există funcție acolo în birou. Nu are drept de semnătură. Nu are drept de semnătură, asta e ideea. Ea lucrează, în continuare face, dar nu face sub semnătură. Și practic noi creăm funcție acum, nu? Da, aprobăm deja. Crearea funcției. Da, da. Crearea funcției ca să putem să o transferăm pe aia să putem să-i dăm atribuții, să aibă drept de semnătură. Așa e, poate depinde. Acolo, trebuie să aștepte banii să se mină. Da, băi. Creau și să se mină. Oricum și la taxe și impozite, tare sănătos ar fi să băgați și un sistem din ăsta de corectare modern. Online. La online. Vedeam ăla cu chiseu.ro. Și repede și la Bacău și prin care când apelez, imediat poți. Plătim. Și amenzi și toate. La mărcine. Plătim, da. Păi nu, uite, amenzi nu se colectează din nou. Nu, cred că este. Cred că a trebuit și la mărcine să încerci, doar ANAF am înțeles că pun la dispoziție programul. Da, contrafost. Ar trebui să facem și vreo optică. De exemplu, noi acum avem, am achiziționat programul Patrinven, prin care să eliberăm, noi să mai trimitem oamenii la Bacău, să le eliberăm noi certificatele fiscale de la ANAF. Numai că pentru asta, pentru că semnăturile electronice care trebuia obligatorii, pentru că se trebuia de alergări, așa și către da, categorii, noi încercăm să facem ușor, dacă nu o să facă la Buruiești, dacă nu facem noi la Buruiești. Da. Vreau în direcția asta. Este tot, în toate administrațiile din țară. Da, merg. Dar organigrama s-a modificat, văd și la compartimentul cadastru și... Păi mi-ați atras atenția data trecută, nu-i calculasem după statul de funcție, am trecut 6 și de fapt sunt 5 persoane în statul de funcție. Iarăși rămân derutat. Nu vă derută. Deci rămân 5 și 5 aici. 5. Și atunci erau 8 și 5. Nu, erau 6 și 6. Da. Era o greșeală de redactare, nu. Care ucești, da. Greșești. Da, normal, este o legea naturii. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Cine pentru? Punctul 6. Toată lumea de acord. Punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârii locale numărul 36 din 30 iulie 2019, privind avizarea de principiu al documentației plus construire locuință pe plus 1 și prăjmire de teren și construire de duplex pe plus 1 și prăjmire de teren să aparați cu mâna mărtine beneficial în zincă numai și puterea marticală cămbrată. Prin certificatul de urbanism, eliberat pentru acest aviz de principiu, pentru aprobarea punctului, s-a solicitat
fiind hotărârea de consiliu local, scoaterea din circuitul agricol și schimbarea funcțiunii din teren în circuitul agricol asupra 1500 de metri pătrați în zona de activități economice. A fost persoana respectivă, a fost la Ministerul Dezvoltării, însă Ministerul Dezvoltării au zis că ei nu au cum să dea un aviz de scoatere din circuitul agricol decât înainte de aprobarea PUZ-ului. Drept pentru care ne-au solicitat să anulăm hotărârea de consiliu de avizare de principiu, întâi scot din circuitul agricol și ulterior vin la noi, deși este ilogic, că oamenii poate să scoate din circuitul agricol și noi să nu-i avizăm. Da? Ei scot numai cu hotărârea la direcția agricolă și după aceea cu posibilitatea? Da, da, clar, păi, trece și la noi, avizăm de principiu, merg în Comisia Tehnică de la Consiliul Județean, acolo ne dă un alt aviz și după aia aprobăm noi. Ideea este că Ministerul Agriculturii au zis că întâi scot ei din circuitul agricol și după aia avizăm noi de principiu. Deși, mai spus, părerea mea este că este ilogic să scoți din circuit agricol un teren ca ulterior să duci la probe, pentru introducerea și apoi destinația care va rămâne? Destinația va rămâne pentru construire, locuințe. Și nu le aprobăm. Cum? Păi nu-i de asta noi aprobăm hotărârea respectivă din iulie, întâi scot din circuitul agricol și din iarba noi să vedem aviz de principiu. Da. Okay. Noi ce putem? S-a aprobat. Da, să-și facă o treabă. Da, da. Sunteți de acord, nu? Da. Nimeni nu poate. Așa, și ultimul punct, suplimentarea. Aprobarea celor 11 familii beneficiare de diplome și de premii pentru 50 de ani de căsătorie. Și avem următoarele persoane. Șoros, Mihai și Violeta. Căsătoriți în 1968 în satul Mătinei, Avram Constantin și Păpușa, căsătoriți în 1968 în satul Mâncani, a Petroaie Vasile, Dama Vasile, după care îți mai spune Petroaie Vasile, singur. Aici era la Votă Sfântul Vasile. Din satul Mărgineni, Bejan Petre și Elena din satul Pădureni, Toma Constantin și Maria din satul Valea Butului, Armeanu Nicolae, din Barați, Davituța Ion și Marghita din satul Barați, Paraonu Andrei și Magdalena, sat Pădureni, Burbulea Vinai și Tereza, sat Barați, Luca Ioan și Aurica, sat Lucan, și Seciu Neculai și Maria, sat Mărșinești. Care e Nelu? Nelu, cum frumos! Nelu, care e mașurile mei? Te-ai luat și la corobare? Când o să le dați bănuții și în Cicadă? Păi asta... Și așa sunt mulți bani. De asta vă vreau să aglomerez contabilitatea. Sunt foarte multe facturi. Și mulți ușor bani. La atâtea familii, mai mare bărbărie. Din alte localități... Eu nu știu, când discutați, să-ți dați într-un cadru festiv, să-i limitați și noi pe continuare. O să fie o ședință extraordinară. Facem o ședință extraordinară și nu mă pe toți. La Comuna Bucureni au premiat și tinerii care au primit 18 ani. Acum în Ungurienii, cât jumate din satul Baraj. Cei care au făcut 5 ani. Aici a spus 10.000 de locuitori. Aici zilnic este cineva care face 18 ani. Și acolo sunt numai liberat. Sunt chiar de viață. De o viață. Se chede la bot, mai deci ăsta e proiectul cu suplimentare. Și acum trecem la capitolul divers, mai aveți ceva? Nu. Ne scrieți vă la cuvânt. Domnul Pădurară, altcineva? Hai, care e problemă? Eu. Domnul Pădurară, mai am face precizare. Hai și eu. Mi-am lasit. Da. Nu chiar poți ca să... Uite, sunteți acum pe inspirație. Atunci, dacă nu, domnul Pădurară. Domnilor, ți se rupe inima când intri în satul tău și circuri cu mașină, cu bicicletă pe jos și așa mai departe, când vezi că vine o mașină despre Luncan Grigore, cu preștii în fosta Cișmea, monument istoric, eu așa îl spun, că eram cu cel mic și sute de ani acolo, se vezi că se dă jos șoferul cu doi copii, se duce la troița aia care a mai rămas, nu cea aia din marmură acolo, apoi se duce la, să analizăm și se face și punctul ăsta. Păcat, s-a turnat asfalt, frumos, o să vină cu trotuare, iluminat și așa mai departe, da?
un lucru care deja e zeci de ani. E luminat mai mult. Primarul a zis că este de acolo. Eu am promis că sunt alături personal. Da, da, da. Îmi pare eu furtunul. Da, așa vă spun. Dăm de la primării. Și eu cum ar primi mai la da, 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 a zis treaba. Dar problema, vă ocupați dumneavoastră, discutați cu familiile. Absolut. Așa, dacă ei sunt de acord să se prăjească, dacă sunt de acord, domnul primar, haideți să verificăm situația. Verificăm situația de la bun început. Lăsați-l pe domnul Dragoș. Ca meseriaș. Poți să-l pui pe tante Ileana, băi, tante Ileana, dai voie să treacă bordul pe aici, că strică patru butuci. Păi petrecă doamne. Dacă nu dai bordul la părinte, nu te mai primești. Pentru că trebuie să faci un pluman, adică m-am dat pentru patru butuci, nu dai drumul la un utilaj care îți plătești niște bani pentru el, nu dai drumul pentru la niște oameni care vor să pună aici să facă o pomană, și m-am dat de pui cu Ileana să spună o vorbă, dar nu mai zic. Și pentru asta, pentru accesul care e de jos și până sus, eu mă zbat pe chestia asta, cu comisii și cu domnul Vicic, așa am promis, dar problema este că ne trebuie și un meseriaș așa. Deci, poți, băi, unul pun în stânga, unul care este care... Trebuie să fie o echipă. Oamenii aia care au venit pe listă, ei nu vor să ajute și ei? Ba da, domne, nu-i vorba. Eu am spus personal cu preocuptul, din bani, domne, domnul primar, s-a discutat. Le-am spus să se vede, dar trebuie cineva ca meseriaș. Dar eu, nu este, dar tot din zona acolo nu este angajat la primării domnului Ștor? Păi este, dar eu doar nu-l numesc pe domnul Ștor. Dar nu se pune problema, face, dar problema cea mai gravă, lămurește, mă dă, vecinii de acolo. Oameni, corect. Dacă mă dai, lămurește. Absolut. Eu cred că asta cu meseriașul e cea mai mică problemă. Domnule, nu-i cea mai mică. Vă duci în funcțiora care nu mai izvorăște, acolo s-au dus vreo 20 și s-au tras fiecare cu fântânița lui. E o chestie. Păi și meseriașul ce-am putea să facă? Păi trebuie, domnule, trebuie să vezi. Păi dacă mergi, trage și nu merge la bani. E o chestie, nu te duci cu mâine în pozitiva și ești. Dar ăla nu-i meseriaș, ăla trebuie un proiectant ce spune dumneavoastră. Mai sunt două probleme. Trebuie gândit în perspectivă. Că este șosea națională, trebuie refugiu pentru mașini căruți în dreapta sau în stânga și eventual amenajat în așa fel încât să nu încurce nici circulația. Dar totuși e mai sus. Și aprobarea. Domnule, dar eu ce spun acum? Nu că nu știu ce face. Da, felicitări. Păi, o să vină de la primării. Nu prima, dar eu ce-am zis acum? Te duci acolo, te apuci cu Moș Vasile. Atunci face diversurile astea legale. Mergem la casa locului să vedem niște aprobări. La fața locului trebuie să niște aprobări. Domnul meu, merge la fața locului, vedeți despre ce e vorba și să-i ceri aprobările la care e drept să le chiar. Și după ce ai toată treaba asta... Eu așa am spus. Și-a spus. Mergeți ce e un aprobări. Cum? Din punctul meu de vedere, acolo trebuie făcut o casă de apă sus, de colectare. Este fântâna, domnule. Păi a spus că s-o legat tot. Fântâna care merge de ani și ani de acolo, părțile laterale și s-a mai făcut alte fântâni. Păi bă, este fioretul, bă, deschid din pala. Doamna Fădora, ascultați un pic ce spune doamna Sine. Da, spune. Asta vă spun, deci noi putem, ciujmea respectivă, putem spune că obținem, să spunem, în absurd, avize, deși ar fi la drumul național, vă spune cum se obține așa, că ciujmea e pe drumul național, dar noi nu putem obține avize pentru niște conducte care trec pe drepturile oamenilor. Aia răspund eu, am spus. Dar n-am răspuns să răspundeți. Eu răspund doar. Domnul Pădurari. Omul semnează pe unde-i trece, conducta semnează. Nu așa putem problema. Deci, noi, da, noi, ca să cerem avize, trebuie să solicităm construirea unui ciușmeni de apă. Da. Da? Pe domeniul public. Da. Ca să construim această ciușmea de apă, noi trebuie să avem sursă de apă. Da. Yes. Și proiectantul ne întreabă unde este sursa de apă, pe unde trece conducta. Da. Da? Da. Iar nouă ne trebuie accept notarial al oamenilor cu dezmembrare, cu proiecte. Da, accept notarial. Și atunci nu mai face. Haideți să vă dau un alt exemplu. Spuneți cum se face. O secundă. Domnul Ungru este aici. Am discutat de deschiderea unui drum care este legal în acte la noi. Și un deștept sau o deșteaptă nu vrea să-și dărâme gardul pe care abuziv l-a făcut pe drumul respectiv de când ne chinuie. Am făcut ședință cu oameni. Și-a dat dragul ăsta. Nu se deschide, de când a dărâmat să lase drumul ăla liber. Doamna secretar, eu răspund pentru accesul oamenilor de acolo. Iar aici, la șosea, și nu faci cadrul la îmbarați care un bot nu pot fi la apă, adică un bot nu pot fi. Să nu fie și sursa autorizată. Am făcut notificare, dar... Asta cu citiți 10 de ani. Înțeles cum sunt. Până acum au avut probleme cu
Bugean? Nu, domnule, nu am făcut nimic. Nu le-am demodernizat. În modernizare de cetățenii. Trebuie de făcut. Înainte făceau oamenii, dar nu aș fi nicio opântă. Nu l-am nicio opântă. Dacă nu ar fi de loc acolo apă, atunci lumea o inventăm noi. Dar este apă care tu mă răspunde. Cine spune la oameni? Îi spun să vin aici la dumneavoastră. Să-ți ia banii. Dumneavoastră trebuie să o clarificați și trebuie dumneavoastră acum. E o chestie care dacă vreți să o faceți, să o faceți neoficial, din surse care nu noi am pus acolo 6 persoane și ne-a luat analiza la apă, la direcția apă. Asta și fiți 3-4 mii de neoare. 30 mii de neoare? Dar ce faci? Pentru toate. O analiză multe. Dar câte sunt? 4. O analiză multe. N-au pus să facem... Domnul Cădraru, la Muncan au fost și la Muncan tot la fel cum e la 3. Știu, bine, dar nu puneți distanța de la Muncan cu distanța aici. Oricum, ai un 4-5 mii. Și la Muncan de unde? Ce se poate? Se poate pune... de exemplu, robinetul de adaptare la tăi, care s-o luăm pe românești, se mai poate pune cu 2 metri în interior. Și ai loc de acces, acolo. Nu da, sigur, că uite, domnul știe. Da, tot dacă leagă cu urmă. Nu uite, domnul știe, despre ei. Dar asta nu lasă un propriu. Un propriu, un propriu. Mă duc eu, dar știu să și nu știu ce. Nu, facem un fel următor. Deci eu așa, eu de-aia am ridicat problemă. Facem o comisie de aici, câții, 2-3 oameni, mergem frumos, pentru că dar în Consiliul Popular, dar discutăm cu oamenii. Și dacă persoana aia nu vrea, ce-i faci? Bă, fraților, uite despre ce-i vorba aici, uite, trebuie asta. Hai să mergem la fața lucrurilor. De unde vine adaptarea, pe unde trece? Așa. Și dacă nu vor eva să nu vrea, să-ți dai voie. Trebuie să vrea. Păi cum, dar eu pot să forțez? Domnule, trebuie să vrea. Eu vă garantez că... Trebuie refugi automat. Deci mașinile trebuie să iasă din... Că acolo opresc mașinile, opresc... Trebuie să iasă automat și de la... Va avea, de la avea refugiu vis-a-vis acolo, către Gălăgea. Dar n-are, domnule. Nu e un refugiu de 5 metri, 6 metri. Va avea vis-a-vis? În direcția diversă. În direcția diversă. Ne-am să nu te ce ne spun la oameni? Nu asta. Da, dar acum haideți să... Ce ne spun? Dom'le, dați-mi o soluție. Mă întâlnesc cu omul, băi, ne-a venit încet. Nu prea sunteți rămurit, mai veniți într-o... Nu, se spune exact. Dacă nu se obiu cu mântuia, nu ia bărbărat. Poteți domnul Vici într-o zi, dacă vreți și domnul Petre să mi-a venit. Da, sigur. Uite acum, așa de... Aia e problemă. Da, poate să fii mânești de anul. Trebuie modernizat mai multe de decât. Trebuie modernizat doar mai mult. Domnule, nu trebuie modernizat. Trebuie făcut tot din nou, domnule. N-ai ce să faci. Nu știu ce să-mi dea oară. Sute de ani acolo. Ce să mai vezi? Domnule, trebuie așteptat. Domnule, Dorar, mulțumit cât de cât de răspuns. Mulțumit cu echipa care a zis. Domnul Vici, domnul Anton. Vreți să vedeți domnul Cândea? Mergem la fața lucrurilor. Și domnul Cândea poate să zic. Vici. Dar adică acum dânsul unui consilier la comunii mărgine, de ce să nu vin? Eu nu mă așa. Nu, da. Aș avea și eu două probleme. Mi-aș avea unul când e. Vin sărbători. Da, nu, ca să știu să vorbesc. Hai, domnul Doran Maseu. Gata, am terminat. Vin sărbătorile. Cam 25% din becuri nu are. Măcar acum are sărbători. Să înlocuim becurile alea care nu are. O rezolvă. Și a doua problemă, am văzut că sunt bani la primă. Măcar două stații care s-a făcut-o acolo la Pădești, mai face pentru copiii care s-au dimineața, că să ningă, să ploaie. Două ani ăsta, două la an, două peste peștia, când se schimbă guvernul. Avem loc? Că la Codici, la Codici în afara Sfântului Codici, la 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 Codici, la
La Podișa e făcută din primărie? Acum e făcută de la inițiativa mea și după aia acum vrei să fie un modul să plătească și primăria. Nu plătește și foarte bine. Plătesc eu. Păi nu, dar acum a fost investiția acolo. Acum, deocamdată nu-i plătită. Nu-i plătită. Noi am adus-o pe cont propriu, că am zis să plătesc eu singur. Nu știți cum o să primar cu jumătate și nu jumătate. Acum va trebui să constitui ca un modul pentru celelalte stații la nivel de comună. Că doar nu-i mai acceptăm așa. Acolo e foarte bună, dar în rest nu trebuie să te scherzice și... Dar de ce nu sunt? Doamne, la Marea Bureului, din interlocul, ori către Fădureni din partea asta alaltă, pe drumul județean, unde avem... Da, către Fădureni. Drumul județean este mai ușor. Da, să nu le recunoaște. Acum cineva a zis mult mai ușor. Mult mai ușor, dar nu avem de... Dar eu nu sunt de acord cu modelul ăla din modul. Am discutat mai mult. Dar nu, ăla care mai pus acolo. Modul, nu, ăla de acolo, da. Ăla cum e pus acolo, clar. Îi prins în zonă. Ok, da. Dacă îl facem la drumul mare, la drumul ăla de județean, trebuie să arate cu totul ăla. Bun. Idei, de ce n-am scut-o mai sus acolo la Guțul unde a avut căci? Acolo la Guțul. A, unde e place. Acolo unde e domeniul public, fără probleme. Să fie ea modelul, de hotelul cu toți. Păi tot la primul modelul. Dar v-am spus ca idee, trebuie la 13 metri de la sub drumului pentru drumul acolo la drumul, e drum la drumul județean și nu la 13. Dar drumul național. Dar mai e o față de la drumul național. Drumul național, bun de David. Bun de drumul național, mai delicat, da. Ne-au pus să facem niște lucrări, de nu face stația atât. Da, către pădurei să facem. Nu, nu faci. Păi atunci, orice faci nu-i bine, chiar am început deficiările și lucrările pentru trotuare și au venit doi până acum. Ieri nu mai căzut, nu știu standardul. Da, am îndrăznit să te iei copacii pe domeniul public. Vedeți că mai trebuie și unul. Dar și chioșcurile la CPL acolo, două chioșcuri. Care trebuie să dărâmăm. Domnul Chioșcăruș, pentru noi ce am trimis pentru avizare la direcția agricolă. Păi trimite, dar după ce se avizează comisia vizită. Dar nucii nu s-au tăiat. Deci nu s-au tăiat, tot ce știm, domnul Chiar. Ieri am semnat contractul cu firma cu reabilitarea școlii de educare. Da. Acum nu s-a sărbit domnul Bardașu, suntem. Domnul Bardașu. Două probleme scurte. Una o spus-o în oase de părerea asta, de la șurță și eu. Și vorba de drumul ăsta care vine de la biserică. Ăștia credit la CNADR, vopseam plusul. Tot o mers cu linii continuu, exact cu spânele Petrica, aici e linii continuu la Ciușmea, Poșoane. Și nu ai voie ca să treci pe o parte, să intri, să faci, să trebuie. Este o grindă, este păcat, este pus o grindă, acolo se poate vin bine, acolo n-ai voie, trebuie să-și arunca, n-ai voie să-și arunca. Pentru la până la știință, nu se poate. Acolo cu maica stariță. Da, nu se poate. Înainte de a s-a asfaltat cu somn. Înainte de a s-a asfaltat s-a putut, acum nu se poate. Înainte de a la urmărit mai gastariță la... Dar se parat s-a ce plăși? Da, se plăși de rog, rog, dar și nu contat acolo. Din la ieri, de răspundere rog. Păi... Aici. A, și el acolo, dacă e risc, pe risc? Păi, dacă nu te va duci la urmărit. Nu, am văzut-o, dar oricum și-o iată la urmărit. Știți cu ajutat mănăstirea domnului dată. De la început, noi am pus temelia, domn Vasile, deși e domn de Marea Budurul, ne-a participat. Cred că la temelie este... La temelie ne-ai făcut... Este semnătura mea. Din potriva mi-ai băgat și președință. Deci cu toate. Uite, de exemplu, chiar sperbetul domnul Peptănuș v-a asigurat lemnile cu ea. Mă știați, domn? Mulțumesc. Ideea acum, domnul primar, preciză cu școala lucrări, cu reabilitarea asta. E o treabă foarte dură. Ce se întâmplă? Să relocheze, să trimită copiii de la lucrări la oricine, domnule, începând din ianuarie. De ce? Păi nu știu atât. Deci, cine a fost cu ideea? Cine a fost? Nu poți spune, doamna director, nu se poate renova. Doamna director, eram și eu. Dar nu, eu cred că nu se poate renova o școală în timpul anului școlar. Este vacanță. Nu știu, doamna directoare generală, cum îi spune de la Bărcine, deci a făcut precizare. Au venit, s-au băgat-o din bonii azi la școala de la Lucani, cât și părinții sunt debusolați. Deci se facă transport, toți copiii de la Lucani să fie aduși la Bărcine, doamna, de început de la 1 ianuarie. Cu mijloace de transport totale noastre, probabil, unde i-a dus pe cei copii să-i baci cu ceilalți, să-i cumulezi să fie clase? Deci, era bine Consiliul de Administrație al școlii. Au propus, nu zis că s-o hotărâtă. Noi n-am zis, dar nu,
s-a semnat contractul de execuție și a rămas să se vadă cum se vor efectua lucrările. Ce lucrări se pot face în ianuarie-februarie ca să pot... Nu, nu, schimbarea, de exemplu, în interioare, schimbarea instalațiilor electrice și de domnule, da. Haideți să fie, că a, de pierde de toți copiii de avocat, o să-i trimită în microfon și trimită la bacul la școală, domnule, cu părinții. Ori ne lasă. Da, eu n-am știut. Deci, nu, dar și cu voștri administrația și profesori. Păi uitați, că păi ce hotărâri luați? Mai departe, nu se luați hotărârea. Nu se luați hotărârea. Nu se propus. Domnule, dar nu e ala trei. De săptămâna trecută e discuția. Astăzi era doamna director la școala Lucai. Și mă veniți și rău făcut. Cunoscut lucrul ăsta, când la 1 ianuarie veți fi mutați la școala de la Mărcine. Dar instalația electrică se poate face de 20 decembrie până în 10 ianuarie, se poate face foarte bine. Mărcine pe 4 săr de clasă. Domnule, da, haideți să acel constructor să vină un alt termen în caietul de stat. Ce costă reabilitarea școlii, concret? Deci, schimbarea tuturor instalațiilor electrice și termice, izolații, interioare și exterioare, izolația acoperișului, extindere un grup sanitar lipit de școală, știți că la lucrarea avem grup sanitar. Și fosa trebuie rezolvată. Fosa rezolvată, așa, se pun gardul din spate, se montează panouri solare pentru aromă. Ok, după timpul. Dar ce e necesar? Săptămâna trecută am trecut, erau nu știu cine i-ar ridicat. Erau capul ridicat pe gard. Sunt caișe. Păi copiii a doua zi fac sport acolo, vitele cu bari, cu toate. Nu e normal. Până am trecut chestii. Și în legătură cu fosa septică, nu am probleme. Și eu trează, știi foarte bine. Acolo n-a fost... Nu simt și trează, vă spun. Fosa, știți ce se întâmplă? Curge apa în continuu. N-a fost izolată. Nu. Nu prea apă din lateral. Deci acolo curge apa continuu la baie. Păi acolo trenează de sus, pe sub școală, prin școală. Nu este dren. Acolo numai, deci ce se duce în fosă, se duce numai de la WC-ul. Acolo nu știu cât are fosa, dar mă refer cât are un rezervor la toaletă. Câți copii se duc la toaletă și dă drumul. Are 10 metri cubi fosa. Aia? Da. O rezervor cum nu? 6 la 10 metri cubi. Și în locotașul nostru, așa se face cerii. Tori, are 10 metri. Facem variabil cât vreți acum, de față cu carul. Și chiar 11, nu 10, chiar 11 metri. Atât are. Dar problema e exact acum, cum e? Dar nu sunteți un telefon, doamna directoare, ați lansat o idee și o discuție la școala Lucai. E perioada. Înainte de turul 2, vinerea trecută, am fost și amenajat tot acolo, dar au rămas până în, deci până astăzi s-o umplut din nou, în 6 zile. Nu, apoi că eram ceva care... Bine, am putut să-i încurcă, dar ce nu vă puteți să-mi întrebați-o cu bun negoție? Doamna Bata, fii tu mai la mână. Dar nu, că șoc nu iau, mă, mă, doamnă, nu sunt ca să... Dar nu mă duc. Dar nu mă duc, nici nu mă cam poți duce. Am să mă pot să pețăm așa, zic să-mi spală. Da, vor să-i poate. Nu trebuie să-i poate. Și terenul. O făcut și chestia. Și nu sunt. Nu sunt? Spui consumul de la toalete. Sunt pierderi la toalete. Dar asta cu revocarea nu văd. Să facă simultane la Mărcine. Ce o să facă? Era bine posibil la distanța școlii. Mi s-o pasă de zonă de mai lucrat. Eu, domnul, când așa învățat. Nu niciun scoș, dar cu știu, de iar să-i fac copii. Nu-i diplomii, pot pleca copiii de la Lucai, nu mai vin la Mărcine. Ori nu mai dă. Tot ce nu mai vin la școală. Părinții. Nu mai vin la școală. 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 Și fundăm la
Thank you.